Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă te-ai născut pe 12 februarie, ești o fire sociabilă, prietenoasă și extrem de atrăgătoare. Excentricitatea afișată este înmuiată în tine cu farmecul ușor și abilitățile bune de comunicare. Radiezi atât de multă energie și entuziasm pozitiv, încât unii te consideră falsă. Căldura personalității tale prietenoase, blândețea și un deosebit simț al umorului te fac extrem de populară. Într-un fel sau altul, găsești căi de a obține un echilibru între partea independentă a naturii tale și dorința de a sprijini pe ceilalți. Ai o abilitate uluitoare de a pune împreună diferite elemente în mediul tău și cu același succes reușești să stabilești relații într-o familie cu probleme, să împaci prietenii certați sau să găsești un teren comun între liderii diferitelor grupuri. Tu absolută nu accepți dezacorduri, indiferent cât de nesemnificative ar putea fi acestea. Aceste lucruri nu te fac un jucător real în echipă. Iei în considerare de obicei situația bazată pe interesele tale. Este puțin probabil să iei parte la evenimente care nu ți te privesc personal. Reușești cu adevărat să reconciliezi oamenii. Cu toate acestea, adesea ignori sau subestimezi opiniile altora. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: inovație, aspirație pentru viitor, încredere, obiectivitate, colectivism. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează reporteri de teren. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru blândețea caracterului, precum și pentru înțelegerea slabă a propriilor interese. Ziua ta de naștere ți oferă extravaganță și singularitate. Ești independentă, așa cum se potrivește vărsătorului, dar în același timp deosebită de moale și carismatică. Ești atât de optimistă și de luminoasă încât, uneori, oamenii din jur cred că aceasta este o mască. Tu știi cum să fii prieten, ești foarte sociabilă și ai un simț al umorului spumant, datorită acestor proprietăți ale caracterului, nu ești niciodată lăsată singură. Odată infiltrată, începi să influențezi în mod activ mediul înconjurător pentru a-l forța să urmeze în direcția corectă. De regulă, ești foarte diversificată, dacă nu chiar talentată, și prin urmare ai multe oportunități de a alege diferite domenii pentru a-ți realiza cele mai complete abilități. De prea multe ori, depui eforturi extraordinare pentru a urca rapid pe scara corporatistă sau pentru a pune în aplicare alte planuri personale. În plus, ai tendința de a fi incredibil de încăpățânată, de îndată ce ai decis să faci ceva, atunci incapacitatea de a-ți abandona planurile îți creează adesea mari dificultăți. Confruntată cu dificultăți, începi să mergi înainte și puțin probabil să cauți un compromis. Deoarece tu gândești în categorii absolute, poate fi destul de dificil pentru tine să construiești relații cu parteneri de afaceri, prieteni și, destul de ciudat, chiar și cu iubiți. Adesea tu nu poți suporta povara problemelor personale. Deși respecti întotdeauna normele etice, ești conștientă de faptul că uneori circumstanțele sunt de așa natură încât trebuie să-ți reconsideri poziția, schimbând punctul de vedere actual. Din fericire, te poți uita filosofic la viață, ceea ce îți oferă ocazia unei existențe mai armonioase. Cu toate acestea, în timp, în ciuda încăpățânării tale și a faptului că îți înrădăcinezi ideile, găsești puterea de a scăpa de multe iluzii și, prin urmare, de a schimba părerile greșite. Îți poți schimba cu ușurință prioritățile spre altele, probabil mai funcționale. Fără îndoială, eforturile de a reuni oamenii apropiați de tine au un rezultat bun. Cu toate acestea, propria ta viață are deseori rezultatul opus. Te caracterizezi printr-un mare curaj, care uneori poate fi perceput chiar și ca eroism. Cum afectează data de 12 februarie soarta ta? Ești un om foarte moale și grijuliu, înconjori pe toată lumea pe care o iubești cu căldură, uneori chiar depășind limitele admise,
Îngrijirea ta uneori oprește oxigenul obiectului adorării tale, dar acest lucru este pur și simplu pentru cele mai bune motive, astfel încât să poți fi iertată de slăbiciuni similare. În plus, ai un simț născut al frumuseții, inspirată de peisaje și mirosuri, orice lucru aparent nesemnificativ te poate duce în țara viselor sau te poate îndepărta de trecutul tău într-un moment plăcut. Tu știi să te îmbraci frumos, atât de mult, încât multe alte femei se întreabă de unde primești lucruri atât de elegante. Pentru a arăta perfect, tu nu trebuie să cheltui sume astronomice. Simțul stilului pe care ți-l-o dat ursitoarele nu numai că îți permite combinarea diferitelor elemente de îmbrăcăminte, readaptarea cu îndemânare și experimentarea cu imagini, dar și crearea de diferite obiecte de artă. De la o vârstă fragedă, ai fost atrasă de tot ce este frumos și te vei simți ca un pește în apă. Dacă frecventezi o școală de artă sau o școală de dans, tot ceea ce este legat de frumusețe și eleganță nu ți este străin în niciun fel. În ciuda frugalității tale, îți plac lucrurile scumpe și frumoase și adesea sacrifici foarte mult pentru a economisi pentru un element de lux dorit. Tu simți valoarea lucrurilor, dar dacă cineva încearcă să-ți vândă un fals, îl va costa foarte mult. Tu ai capacitatea de a trezi conștiința chiar și în cei mai disperați excroci. În fața ta este pur și simplu imposibil să rămâi un om rău. Natura ta subtilă nu poate tolera certuri și conflicte, așa că încercând să împaci pe toți cei care au reușit să se certe, reușești în acest lucru, deoarece ai o mare putere de convingere. Cei care tind să aibă încredere în oameni în general, foarte des se află sub influența ta, ceea ce înseamnă că te respectă cu adevărat și nu o vei sfătui prostii. De asemenea, ești dureroasă în sacrificiul de sine, ești gata să-ți înconjori rudele cu tot ceea ce au nevoie și adesea să-i asupra ta o povară foarte grea. Sacrificiul de sine este posibil doar dacă încerci singur acest rol, încălcarea voinței tale prin forță va provoca o furtună de emoții și o reacție vulcanică. Ești bună cu ceilalți și îi tratezi cu înțelegere, deci este absolut clar că tu te aștepți la același lucru de la ceilalți. Dragoste și compatibilitate. Tu ești mult mai interesată de societate decât reprezentanții tipicei vărsătorului. În relațiile personale, ceri mai multe decât iubirea și afecțiunea de la un partener. O persoană ar trebui să te atragă nu numai pe un nivel emoțional, dar și spiritual. Șanse foarte bune de a construi o căsătorie de succes ai cu gemeni, balanță și săgetător. Ești cel mai compatibilă cu personajele lor, au aproximativ aceleași opinii despre viață și interese comune. Există, de asemenea, o șansă de a crea o familie prosperă și cu pești, berbec, capricorn. Dar în aceste combinații, cuplurile căsătorite au propriile lor interese, este extrem de necesar să se audă reciproc, să se străduiască să se înțeleagă reciproc. Abia după 35 sau 37 de ani, leul poate fi de acord cu o alianță cu tine și puteți face un cuplu grozav. Este, de asemenea, posibil să iei în considerare alte opțiuni, dar nu neapărat adecvate cu scorpion, rac, taur, vărsător și fecioară, dar aici este nevoie ca sfatul unui astrolog să primeze locuri de muncă și carieră. Tratezi banii cu o grijă deosebită. Adesea lucrezi ca o albină și, prin urmare, tu cunoști prețul real al banilor. Prin legarea profesiei tale cu arta, probabil vei deveni cea mai fericită femeie. Dar dacă nu ai reușit, nu îți vei neglija altă muncă, deoarece disprețuiești comoditatea. Tu poți reconcilia și cei mai rari păcătoși din natură și poți neutraliza atmosfera agresivă din cadrul familiei tale. Ești de neînlocuit ca diplomat. Ești capabilă să reconciliezi chiar și partidele politice rivale. Acest lucru se datorează faptului că tu absolut nu poți suporta abuzul și dezacordul. Dar fiind iubitoare de libertate, nu-ți place să joci într-o echipă și niciodată nu vei face parte din echipă. Tu reconciliezi pe cineva, numai dacă tu ești interesată cumva, și deloc de sentimentul de a te simți partea unui colectiv. Adesea, nu acorzi suficient atenție opiniilor altor persoane.
Dar cel puțin într-un fel încerci să le iei în considerare și să te comporți de ochii altora. Aici, desigur, ai multe de făcut. Ești probabil cel mai real manipulator. Când înțelegi ce dorești să realizezi, îi influențezi treptat pe ceilalți, împingându-i în direcția corectă. Poți fi în mod natural destul de talentată și bogat înzestrată cu diverse înclinații, prin urmare, te poți realiza profesional în multe domenii diverse. Scopul tău determină mijloacele. Te poți exprima în literatură, muzică, pictură, sănătate și boli. Tu ești foarte atentă la sănătatea ta. Fiind prin natura ta în stare fizică bună, nu îți place să te plângi din orice motiv. Principalul tău motto este: dacă te-ai trezit dimineața, înseamnă că ești încă în viață și nu trebuie să te concentrezi pe asta. O astfel de atitudine față de tine însă ți este, în general, normală, dar există pericolul de a subestima unele dintre simptomele alarmante care se pot dezvolta ulterior într-o boală gravă. Acest lucru se aplică în primul rând de dietei. Dacă te simți destul de bine, ceea ce se întâmplă în cea mai mare parte din timp, atunci poți mânca tot ceea ce dorești fără să ai măsuri de precauție, dar, din nefericire, tinzi să te complaci cu lăcomia. Ar trebui să încerci să eviți alimentele nesănătoase, dacă este posibil, trebuie să organizezi săptămânal o zi de repaus, sau hai să-i spunem de post. Asigură-te că îți cureți în mod regulat corpul cu zilele de post. Nu uita să faci sport, fără restricții, cu condiția ca sănătatea și bunăstarea să permită ceea ce practici. Destinul și norocul. Ești o personalitate puternică, înzestrată generos cu talente. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc toate proprietățile tale pozitive. Ele îți dau astfel de calități care vor contribui la faptul că te poți scălda în razele succesului, iubirii, reverenței, fericirii și prosperității. Ești harnică, un bun om de afaceri și atentă. Ești corectă și cinstită, oricine se poate baza pe tine, nu îi vei dezamăgi, sfaturi pentru tine. Deseori preferi să gândești abstract, astfel încât uneori este dificil pentru tine să menții legăturile vii cu oamenii apropiați. De la vicisitudinile relațiilor personale, devii foarte repede obosită și te poți simți confuză. Încăpățânarea ta, din fericire, nu se manifestă în totul, din când în când revizuiești viziunea ta asupra lumii, principiile tale. Acest lucru se datorează unei anumite detașări în percepția lumii, care poate fi numită filozofică, iar acest lucru ți oferă flexibilitate și adaptabilitate. Tu nu știi cum să schimbi iluziile și punctele de vedere greșite, în ciuda faptului că ești atașată la o idee abstractă destul de puternic. Cu atât mai ușor îți poți schimba prioritățile. Din păcate, viața ta nu este la fel de ușoară cum ar trebui să fie. Și, cu toate acestea, tu întâlnești toate încercările vieții cu curaj deschis, ca un erou. Manifestarea eroismului nu este, de asemenea, străină de tine. Nu îți fie frică să schimbi ceva în viața ta, nu te ancora în trecut, uneori te așteaptă o nouă lume pe o ușă necunoscută, în care numai tu lipsești. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu
cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile? Lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.